Bun găsit, mă aflu în tabăra de televiziune unde am efectuat o sesiune de filmări la ora de televiziune chiar deasupra râului Lotru și pentru că râul Lotru trece prin inima Carpaților meridional, iar copiii din tabăra de televiziune au fost nevoiți să spună acest lucru, adică faptul că râul Lotru trece prin inima Carpaților meridionali le-a pus o mică dificultate. Așadar, hai să vedem cum pronunță, practic, cei mici, câteodată, Carpații meridionali. Domnilor și dragi copii, ne aflăm lângă Valea Lotrului, este situată în munții Carpați, în Carpații meridionali. Și izvorește din munții Carpați. Din munții Carpați. M-am încurcat puțin. Carpații meridionali. Valea Lotrului este situată în Carpații meridionali. Munții Carpați meridionali. Carpații meridionali. Valea Lotrului este situată în Carpații puteți să reîncepem? În Carpații Carpații meridionali. În Carpații meridionali. Încărcați meridional. Carpații meridional. Este situată în Carpații meridionali. Încărcați meridional. În Carpații meridionali. Poftim? Carpaților meridionali. Valea Lotrului este situată în inima munților... Nu! Carpaților! De la capăt. În Carpații meridionali. Aolo, m-am încurcat. Cred că trebuie de la început. Mereu uit asta, De la capăt. Carpații meridionali. Carpații mondiali. Dar ce mi-ai zis? În Carpații meridionali. Carpații meridionali. Iarăși m-am încurcat. Din nou am uitat. Eu n-am făcut geografie până acum. Valea Lotrului este situată în Carpații meridionali. Tot uit cuvântul ăsta. Situată în Carpații Carpații meridionali. Numai bine, pe curând.